Aș avea nevoie la început de câțiva voluntari. Prima dată o persoană, dacă există cineva în sală care ar vrea, mai m-am gândit prima dată la un bărbat. Dumneavoastră? Da. Pare bine, Silviu? Pare bine, pare bine. Ar fi tare dacă ai putea să-l faci să se simtă precum actorul Neamțu. Am să vă pun acești ochelari pe ochi, să nu vă fie rușine. Cum l-a găsit pe anonimul ăsta din public? Că e Vadim când era tânăr. Da. Deci, vom fi un pic mai în față. Relaxează. Puțin tremuri sau mi se pare mine? Nu, deloc. E, e prima oară pe scenă. Neamțule, la nu, nu. Să știi că nu doare, Neamțule. N-am mai fost la sală de 2 săptămâni, de-aia tremură. Ia uite, uite, nene, bravo, nene, bravo. Pavele, de aici trebuie să vii, Pavele, de aici. Doamne, pe mine, aș avea nevoie de o domnișoară, mulțumesc, un pic mai atletică ceva. Du-te, du-te, du-te. Du-te, du-te. Relaxează, da? Aplauze! Aplauze! Hai să facem. Îți imaginez că am pistolul în mână? Tu mă prinzi de mâini. Relaxează. Ia tot aici. Frumos. Relaxează. Cambrează-te către spate. Bărbia în piept. Foarte tare, mă. Perfect! Deci cât de tare arată astea, cât de tare arată fiecare. Senzațional, mă. O ultimă poziție aș avea cu domnișoara. Sună dubios, da. Eu nici nu mai mi-aduc aminte. Tot film din ăsta de acțiune. Așa. Da, da. Ceea ce vreau eu e... Jason Statham. Să pui mânuța pe scaunul de aici. Prinde-te bine, că nu vreau să te văd jos, da? Codița, un fel de Tomb Raider, da? Mai jos. Bărbia în piept. Pumnul strâns. Perfect. Acum vreau să ridici un pic piciorul. Sus, sus, sus. Corpul către jos, perfect. Și privește la picior. Wow! Băi, ce tare e, mă! Jason, permite-mi să te predau maestrului. Mie îmi place. Cred că am și... văzut undeva povestea asta. Pe YouTube. Cred că da, bravo, pe YouTube. O fac de 12 ani. În Anglia? Da, Marea Britanie și Japonia. Și Japonia. Da, chiar și în Olanda am fost invitat. Eu am început în 2007. Acest gen de show, în plină stradă, în Londra. Come here. I'll show you something. Don't be shy. I'll show you something unique. Listen, I will make you look like a star. Don't smile, very serious expression. Oamenilor de pe sală le-a plăcut atât de mult ceea ce făceam atunci, că făceau rând să stea la coadă să facă poze. Now, it is like I'm running away with your purse, yeah? You know what you can do with this photography? Because it's unique in the world. You can print in the morning coffee cup. Oh, so, yeah. Yeah. So every morning, when you'll have a coffee, you'll have a smile in your face, punching me every day. Yeah? Mi-am dorit de mic să fiu actor la Hollywood și nu am avut bani și prieteni și care să mă ajute să mă introducă în această lume a actoriei. Și atunci am spus, am să fiu actor. Am să fiu actor și fără școală și fără nimic. Și mi-am format eu genul ăsta de show unde să pună omul după stradă simplu, să-l pun într-o poziție, să-l fac pe el actor și în același timp pe mine.
Și m-am gândit, dacă cineva după stradă mă va vedea într-o zi că sunt talentat, poate așa o să mă tragă la Hollywood și pe mine. Domnul Silviu Carabă, de acum încolo veți fi cunoscut, că ați venit unde trebuie. Ridică mâna așa, sus, așa, uite așa, așa, și tu stai așa, și fii atent. Arătau foarte bine, într-adevăr. Mulțumesc. Eu le-am exersat acasă în computer, le pun anumiți manechini în diferite poziții. Ia uitați. Oh! Manechini! Încercam. Doriți și voi ceva? Da, da! Hai. Haide, Pavel, hai, încă una, smiley. Încă una, hai! Acum, care vrea să mă țină și care vrea să mă pocnească? Eu. Vreți să mă pocnească? Da. Bun. Dacă se poate să-i dați tot lui Pavel. Da. Păi nu, eu sunt rolul principal. Aici, doar vreau să nu zâmbești atât. Da. Să te transpui într-un profesionist... japonez, cum ești cu cocul ăla în cap. Un actor de cinema. Acolo. Ai grijă la pantaloni. Munuța mai în față. Așa. Și de aici unde mi-e sabia? Nu mai e? Cine? Sabia. Mi-au furat-o, în fine. Tot ei. Da, știi sabia, uite. Prinde-o. Acolo e sabia. Nu. Da. Prinde-mă bine de mână. Ce? Dar mișcă-mă, Pavel, mișcă. Arte tare, da. Stați așa! Oh, nu! Stați așa! Buletinele la control. Eu n-am stat prea mult timp în țară. Da. Dar mi s-a părut fața domnului. E cunoscută. Gen cum îmi place mie. E Bruce Willis. Așa criminală față. Deci puneți-l pe el. Dacă okay. Și noi să... Da, ați prins Napoli... Acum facem promo. Eu sunt, dacă vă aduceți aminte, și dacă așa? Cine a prins și? Napolitanele așa. Dănuț. Stai. Sunt copilul ăla big blond, da. Ce aș vrea eu să fac? Nu. Ce aș vrea eu să faceți? Ia. Doar atât. Să relaxați piciorul aici. Perfect. Sus. Perfect. Mai stai așa puțin. Mânuța, și eu. Voi de aici mergeți, plecați. Am plecat. Așa. Vreau numai domnul să fie. Normal. Privirea domnul. Serioasă. Pleacă, Pavel. Nu, către domn. Față, către cameră. Nu mișcați. Pavel, vino acolo. Și mergeți cu camera de sub pistol, Pavel. Aici, să prindă și pistolul și fața. Dă-te, Pavel. Se vede ceva pe cameră, că eu nu văd nimic. Mă tai o pișere de nu mai pot. Gata! Stop! Stop! Ce? Mi-am arut foarte bine. Și acum vin cu acea Andrei. Mulțumesc. Vreau să rămân și eu cu ceva. Așa.